kid. Don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. Salut și bine ai venit la episodul de astăzi, unde după cum vezi ne-am pregătit să schimbăm plăcuțele de frână pe spate la un Golf 7 2019 cu frână de mână electronică. Așa, ce ai nevoie? Ai nevoie să dai jos roata, să scoți etrierul de acolo frumos și să scoți plăcuțele. Având în vedere că afară sunt 0 grade, cam latră câțiva câini pe aici și foarte multă ceață la ora asta, o să mă apuc să dau roata jos și ne vorbim după ce ajung la desfăcut etrierul. Că-i tare fric și e mult de desfăcut. Și după cum vezi, am dat roata jos, mașina e pusă pe cric, teoretic este asigurată, însă o poți asigura și mai bine dacă vrei. Faza nasoală este că mașinuța asta, din păcate, este cu automată, ceea ce înseamnă că nu o poți lăsa în P și nici în treapta 1 de viteză că o pui în drive. Dacă o lași în P, există riscul să se ducă cuișorul la care îl are ea acolo pentru a proteja. Din ce am înțeles, au existat cazuri foarte multe în care s-a rupt în diverse situații. Dar mă rog, trecem peste. Hai să vedem acum cum este. Eu am asigurat, am pus frumos niște pene la roțile din față, iar roțile din spate sunt la liber acum, pentru că trebuie să umblu evident la frâne. Așa. După cum vezi, avem aici etrierul, îi dai jos sârmulița asta și pe urmă aici ai, după cum văd, două imbusuri, exact cum aveam la Octavia pe față. Așa că o să ne apucăm frumos și le desfacem și pe urmă scoatem plăcuțele de acolo, curățăm un pic, punem plăcuțele noi și când pui plăcuțele noi aici o să fie o mare problemă, că avem frâna acționată de un motoraș aici, frâna de mână. Și din ce am văzut, sunt trei variante pentru deblocare. 1. Cu un calculator, da, frumos intri la mașină cu OBD2, te conectezi și desfaci motorașul ăsta, îl acționezi acolo în sensul de desfacere și ai rezolvat problema. A doua variantă este să scoți mufa și să pui o alimentare de 12V, unii ziceau că cu 9V ești suficient și ești mai sigur. În sensul că dacă ai o baterie din aia de 9V, poți să faci direct cu ea mai simplu. Iar a treia variantă este să desfaci două șurubele și pe urmă să scoți motorașul de acolo, să îți desfaci ce ai nevoie și pe urmă să te apuci mai departe de treabă. Eu o să aleg varianta cu desfăcutul șuruburilor, pentru că nu am nici un cablu suficient de lung care să-l trag de la baterie de 12V și nici calculator. Hai să ne apucăm de treabă. Nu, sper să se vadă și la tine. Primul pas pe care vreau să-l fac este să scot de aici capacul ăsta. Și enervant e când ai mânuși universale și tu ai degetele scurte și subțiri. Ce bine că am luat imbusul ăsta cu mine. Este un imbus de 7 și faza amuzantă este că era să las trusa de scule acasă, inclusiv cu imbusul ăsta. Așa că bine că l-am luat. Numai să-mi dau seama în ce direcție se desface. Că nu te duce capul, pentru că e prea frig afară și nu mai se aduce aminte în ce direcție desfaci un șurub în momentul în care vrei să-l desfaci sau să-l strângi, că e pus pe partea cealaltă, e un cricket și te uiți, e pus pe strângere sau e pus pe desfacere. Ăsta e pus pe desfacere, vezi, da? Îl răsucești și te uiți în ce direcție trebuie să dai. Aha, deci de aici trebuie să dau așa, că vezi, dacă dau invers se duce în gol. Are sens, nu? O pus un pic de rezistență, dar nimic foarte grav. Ia să vedem aici dacă pot. Hai că nu sunt foarte rău strânse. Necesită un pic de efort, dar nu exagerat de mult. Încă puțin și l-am scos. Yeah.
ca să-l scoți de aici, tot ce trebuie să faci este să ții un pic în câș de imbus și o să ți-l tragă singur afară. După cum vezi, asta e murdar aici, ar trebui curățat și pregătit pentru băgat la loc. Acuș, luăm frumos și tragem ușor. Mai trebuie o șurubelniță din asta. Și să vezi că nu am. Mai mergea până la primăvară, bă. Ha, ha, ha. Ce m-am păcălit. Wow. N-am văzut niciodată plăcuțe așa de subțiri. Faza nasoală este că de aici până aici e foarte scurt asta. Iar aici avem mufă cu conector pentru ABS și pentru ăsta. Ceea ce face un pic nasol de lucrat la el. Hai să vedem cum se dă asta jos de aici. Cred că e blocată un pic. Da, ciudat că nu știi. Gata, am reușit să tragem de ea. Da, uite, vezi, la asta nu mă așteptam. Nu poți să-l ridici prea mult de aici, pentru că ăsta e prins aici, prins acolo, prins și pe partea asta, vezi? Ai cablul ăsta aici foarte scurt. Ar trebui teoretic să deconectezi cablul ăla. Dar la cât am eu mâinile de înghețate acum, nu prea merge. Da, și asta este șurubul 1 și șurubul numărul 2 pentru imbusul care să-l desfacem. Intră. S-a desfăcut. Am rupt ceva. S-a rupt capul șurubului. Revenim imediat după ce văd ce am făcut și ce prostii fac. După o mică pauză de relaxare, am revenit. Că altfel n-aș fi avut vocea asta, sincer. Zău dacă zic. Adică pur și simplu simțeam că îmi vine să ridic mașina și să mă duc cu ea până afară din curte doar ca să pot să o scot pe ailaltă. Și o să țin pe post de roată. No, faza e așa. S-a rupt șurubul. Ăsta este șurubul ăla bunu. Și stai să văd unde a rămas altul rupt. Că i l-am arătat lui tata mai devreme și cred că a plecat cu el. Dar ca idee. Ăsta e șurubul care prinde motorașul. Și fix de aici de sus s-a retezat când am vrut să desfac de el. Da, na, asta este, ce să faci, vezi, dacă nu se ung sau nu se dau cu o soluție dedicată ca să nu ruginească, se mai rup. Nu vezi și cât costă un din ăsta, nu? Că e vreo 5-10 euro probabil. Așa, stai să-mi pun mânușile ca să-ți arăt plăcuțele și să-ți explic ce am făcut între timp cât am fost cu camera dată jos de pe cap. Din păcate nu puteam să stau cu camera pe cap în situația respectivă că eram pur și simplu prea agitat și prea nervos. Amu, când am plecat sau când am cumpărat mașina,
Am verificat plăcuțele și fix așa arătau, nu s-au subțiat deloc. Faza este că asta e pe exterior și asta este pe interior. Da? Vezi tu diferența? Nu știu, poate ți-arăt așa. Dacă vrei, ți-arăt diferența imediat și față de cele originale, cele noi, pardon. Așa, ele sunt niște atâieuri din ce văd pe original și sunt destul de bune. Nu pot să zic mare lucru despre ele. Ca să-ți faci o idee despre cum arată plăcuța cea nouă. Na, hai să o luăm pe asta cu asta. Da, deci se vede diferența. Mm-hmm. Și hai mă că mai țineau 5.000 de kilometri, mă, ce naiba. Da, mai țineau un pic, vezi că dacă mă uit pe aici bine încep să apuc ce și din ăla. Așa, pe astea le dăm la o parte că sunt vai de capul lor. Astea sunt niște Brembo, apropo. Sunt versiunea ieftină, nu sunt versiunea extra, pentru că în România sunt cu 30 de euro mai scumpe decât în Germania. Ghinion, ce să faci, asta este. Așa. Le pândăm deoparte momentan, pentru că mai am să-ți mai suplic ceva aici. Acum, hai să-ți arăt. Bă, stai acolo, nu cădea. Deci, ziceam că ai trei variante. Să desfaci frumos șuruburile astea două, sper că le vezi bine. Dar după cum vezi la mine, asta aici a prins niște aer și a intrat niște rugină pe acolo și pur și simplu a rămas blocat. Am încercat să-l scot așa și nu merge. Dacă aș fi dat jos șurubul de acolo, aș fi reușit. Din păcate, ce să vezi, mi-am pregătit toate sculele pentru o altă chestie care voiam să o fac la bloc și evident că l-am lăsat acolo. Așa că nu am cu ce să desfac ăsta de aici să-l scot. Am extractor, am tot ce trebuie, dar nu am burghiu sau spiral, depinde cum vrei să-i spui. Așa că m-am chinuit și am scos conectorul ăsta de aici. Tragi de clema asta un pic și după aia iese. Am reușit cu două șurubelnițe și pe urmă ai doi pini acolo. Faza este că scrie 1 și 2 pe ei atâta și poți să-i pui plusul și minusul cum vrei tu, pentru că nu contează. Dacă pui plusul pe 1, îți împinge pistonul ca să-ți blocheze frâna, dacă îl pui pe 2, ți-o retrage. Asta e tot ce pot să-ți spun. Și fix asta am făcut. În sensul că am luat un cablu, l-am conectat la bateria de la mașină și l-am rotit în ambele sensuri ca să văd în ce parte se duce. L-am rotit pe urmă până când s-a extras și apoi cu așa ceva te apuci frumos și îl desfaci. Singura problemă e că e cam chinuitor aici un pic, e cam chinuială. Op, și acum tot ce trebuie să faci este să îl ții cumva pe o poziție bună, să-l ții pe ăsta cu mâna sau cu o cheie fixă și să împingi ușor. Cred că se vede pe cameră. Sorry dacă nu se vede bine. Amu, teoretic ar trebui să se împingă fără probleme și să se ducă până la capăt. Dacă cumva ți se blochează, mai mult ca sigur trebuie să desfaci în continuare motorașul. Și am reușit să împing pistonul până la capăt. O așezăm frumos aici pe asta odată și pe asta odată aici și sperăm să se potrivească. Intră și are și joc. Ui, super! Suntem salvați. Acum tot ce trebuie să fac este să iau o bormașină cu o perie de sârmă un pic și să curăț un pic pe aici mizeria ca să pot să scap repede de ea și pe urmă să mă apuc și pe partea elaltă. Singura problemă este în momentul în care faci cu alimentare de 12V la motorașul ăsta este faptul că trebuie să împingi permanent din când în când cu el pentru că altfel se învârte motorașul în gol. Asta este singura chestie. Hai, mă duc să mă apuc să curăț un pic, pregătesc totul și pe urmă să strâng. Vedem ce reușim să mai filmăm între timp, că, na, ca de fiecare dată, băie, părea așa de ușor la ăla pe YouTube când făcea, bă, ia uite, desfacea, totul merge ca uns, perfect. Și pe urmă apare unul ca fraierul care se chinuie și nu reușește. Dup, revenim.
În sfârșit aproape am terminat lucrarea asta, adică am terminat o singură roată în aproape 2 ore. Yay! Ai economisit bani și ai pierdut timp. Dar măcar știi că e făcut de tine. Și acum, ce e important? Curez foarte bine punctele astea pe aici, pe ambele părți unde stau plăcuțele. Poți să curez cu o sârmă, cu o perie de sârmă, sau poți să curez pur și simplu cu un șpaclu mic și să râcâi foarte bine. Al meu e ascuțit, e făcut pentru chestia asta și e perfect. Așa că tot ce trebuie să faci este să pui la loc șurubul ăla. Pe altul ruptul îl vom face altă dată, n-am ce să-i fac. Oricum nici nu pot să-l scot de acolo, deci practic e ca și cum ar fi șurubul acolo, la cât de ruginit este. Așa, luăm frumos etrierul ăsta de aici. După cum vezi, l-am curățat cât de cât bine, am împins pistonul la maxim și acum intră foarte ușor. Mi-e și frică să mai spun chestii de genul ăsta, că intră ușor, că intră nu știu cum. Da, și trebuie să te asiguri că vine frumos pe poziție aici la plăcuțe. Da, asta este tot. Acum, după ce te-ai asigurat că totul este în regulă, apeși bine pe el și iei glisierele astea frumos și le bagi la loc. Bineînțeles, eu trebuie să le mai curăț pe astea. Dar după ce le-ai băgat pe astea la loc, strângi foarte bine șuruburile astea și pe urmă ai cam terminat. Asta este tot. N-a fost greu să schimb plăcuțele de frână. Acum că am terminat la roata asta, va trebui să desfac totul după ce termin aici, să mă duc pe partea altă și să fac acolo același lucru. Super! Haide, să vedem cum durează. Te anunț dacă e ceva să mai apară vreo chestie interesantă, dar tare mie că nu o să mai apară, pentru că nu o să mai desfac șuruburile, ci o să folosesc alimentarea de 12V și o să pun pe motoraj. Iar la final, când termin și e sigur că e totul bine, abia atunci pui la loc și clema aia, conectorul pentru alimentarea motorașului. Și când ai terminat cu totul, nu-ți face griji că nu ai calculator. Din ce am înțeles, ar trebui teoretic să acționezi de 2-3 ori frâna de mână și pe urmă să se regleze automat și să-și facă el singur cursa. Hai, ne vorbim data viitoare, cred. Îți spun de pe acum, Ciusi, că uite ce dezastru e aici și mai am o grămadă de muncă. Bye, bye! Hei, și am revenit. Hai, nu mai țin minte unde am rămas exact. Dar faza este că am reușit să pun mașina înapoi pe roți și pe picioare. Așa, singura chestie pe care ți-o mai arată în bord este faptul că îți dă problemă cu frâna de mână. Dar după ce acționezi butonul ăsta frumos de vreo 2-3 ori și își face el acolo cursa și vede că e tot în regulă, pe urmă nu mai e nicio problemă. Îți dispare. Mie mi-a mai rămas acolo un triunghi pentru că am prea puțin lichid de parbriz și trebuie să cumpăr din ăsta de iarnă și pe urmă să pun acolo frumos și dispare și ăla. No, și asta este tot cu schimbul de plăcuțe de frână. Ce pot să zic este că dacă cumva e mașina ceva mai veche, să ai grijă la șuruburi în cazul în care vrei să desfaci motorașul ăla, iar varianta cea mai bună este cea cu calculatorul, evident, dar la fel de bine poți să folosești și o alimentare de 12V, gen un acumulator de 12V și să alimentezi motorașul. Singura chestie este că va trebui să alimentezi de mai multe ori sau să stea cineva care să împingă de el și altul să alimenteze ca să poată să miște motorașul și să le libereze de acolo ca să poți să împingi tu pistonul. Cam asta este singura chestie. Deci la ce trebuie să fii tu atent este la cele două șuruburi, să nu ți se rupă vreunul, și pentru asta trebuie să fii și pregătit, în sensul că să ai un burghiu special pentru metale dure. Îmi scap acum denumirea ce aveam eu pe acasă, dar poate reușesc să mă uit și să-ți spun exact ce mi-am cumpărat eu ultima oară când am folosit pentru etrierii din față. Nu pentru etrier, pentru rulment din față. Am și uitat, vezi? Trecut atâția ani. Așa, știu că erau niște boșuri. Așa, și apoi ce mai trebuie să ai grijă, în cazul în care vrei să scoți conectorul ăla de acolo pentru a alimenta la 12V, el are o mică clemă pe care tu trebuie cumva să o apeși cu degetul sau cu ceva ca să se ridice o pârghie și să îți dea la o parte, să poți să-l tragi afară conectorul. Faza este că pe stânga mi-a fost ok, am reușit, a fost tot în regulă, numai că pe dreapta a pleznit. N-am fost atent cum trag și cum apăs și din cauza asta a pleznit. C'est la vie. Noroc că stă foarte bine acolo fără nicio problemă.
trebuie doar verificată din când în când și cel mult dacă este o să găsesc o metodă cu care să o prind acolo să stea fără probleme. N-am mai prins și eu să mă duc. Așa și pe urmă după ce am plecat din curte am făcut câteva teste să văd cum se comportă frâna de mână și ce pot să spun este că la rece prinde foarte bine frâna de spate. La primăvară, când se va încălzi, cu siguranță le voi schimba și pe alea de pe față, pentru că și alea sunt aproape de termen. Așa că dacă te uiți la plăcuțele de frână, cel puțin pe spate, la Golf 7, așa, dacă îți arată că mai ai vreo 4 mm sau ceva de genul ăsta, așa, să te gândești că pe interior poate să fie mai puțin și poți să faci verificarea asta dând jos roata frumos și pe urmă să te uiți pe unde trebuie. No, și aici se încheie videoclipul nostru. Sper că ai învățat ceva din greșelile mele. Da, și ce pot să zic este că dacă vezi la altul că se strică sau dacă vezi la altul că este foarte ușor, să nu crezi că este chiar așa de ușor cum pare. Pentru că toată lumea pe YouTube îți arată fix ceea ce vrei tu să vezi, cum se face, dar nu îți arată și cât de greu se face. Așa că atunci când spui, mamă, uite bă, l-am văzut pe ăla că a făcut el pe YouTube, nu știu ce chestie, sau pe internet, pe unde mai te uiți tu, că de în ziua de astăzi sunt mai multe canale, înainte era doar YouTube-ul. Așa. Ui, da, e foarte ușor, mă apuc eu și fac și nu știu ce. Gândește că am mai schimbat plăcuțele de frână la mașină de 2 ori, dacă nu mă înșel, atât față cât și spate, pe Octavia. Ceea ce înseamnă că aveam ceva experiență, dar uite că în fiecare zi înveți câte ceva nou. Hai, ai grijă de tine și dacă cumva te hotărăști să pornești la un nou proiect, nu uita să ții toate resursele. Gândește de ce ar putea să meargă rău și pregătește pentru ceea ce ar putea să meargă rău. De ce? Pentru că, uite, de exemplu, eu astăzi mi s-a rupt șurubul ăla și aveam aproape tot ce-mi trebuia acasă, dar mai trebuia un burghiu. Nu l-am avut, n-am putut să fac. Așa că l-am lăsat pentru la primăvară. Hai, ciuse!